mă contrazici dacă spun că titlul era lui Milan dacă n-a apărea accentarea recentă? Hai, așa tare mai luat acum. Uh, da, bineînțeles că te contrazic. Vlad Neaga, uh, campionul antitră din Moto -RC, cel mai tânăr câștigător uh, din istoria acestei competiții la clasa Stocomie, actualmente lider în clasamentul general la clasa regină, așa cum uh, ne alintăm noi. Îți mulțumesc că ai venit aici, Vlad, și că ți-ai modificat planurile astfel încât să mai rămâi o zi în București, după etapa 4 Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru prezentarea asta completă. Ce faci? E completă prezentarea? Nu e completă, urmează să intrăm în, uh, în chestii de, de amănunt. Așa Ce faci? Deci. Cum te simți? Bine, bine. Uh, puțin obosit ca după fiecare etapă, însă e ok. Eu v-am urmărit la fiecare podcast aici și... Chiar mă gândeam cum arată acest studio, în spatele, Behind the Scenes, așa. E drăguț, e foarte drăguț. Mai micuț decât credeam, însă, însă e super. Pare mai mare pe cameră, nu? Da, te gândești oare ce se află în spate, câți, câți oameni mai au, câte calculatoare mai sunt aici. Auzi, Marius, e o idee, putem să facem un Behind the Scenes. Ai 21, aproape 22, urmează ziua ta de ani. Și ai o experiență în motorsport mai lungă decât oameni care au dublu vârstei tale. Să luăm de la început, știi cum e. La început au fost dinozaurii, aventul meteorii foarte mare, planeta a luat-o de la zero, și prin anii 2000 un băiat din Timișoara se urca pe motocicletă pentru prima oară. Când se întâmpla lucrul ăsta? Din 99 chiar. Am din prins 99. mileniu. Ok. Uh... Dar nu te-ai urcat în 99 pe motocicletă, care a fi fost no. foarte greu. Nu, m-am <laughs> urcat destul de târziu, prin, uh, prin 2008. Okay. Chiar în iarna lui 2008 uh, La 9 ani La 8 ani la, la 8 ani și apoi 9 ani E târziu? Pentru, pentru România nu e așa târziu Pentru Vest, da poți să spui că e târziu Sunt alții care la 4 ani au început chestia asta Dar uh, eu am făcut toate sporturile când eram mic Judo, în loc basket uh, Gimnastică, box Și, și l-am luat ca pe un hobby și pe asta de fapt l-am luat pentru că tatăl meu era și acum este director, așa atunci era director, trebuia să plece foarte mult în delegații, îmi prea să-l văd, pleca la 8 dimineața, se întorcea la 10 seara și la un moment dat și-a dat el seama că poate în viață mai mult decât, decât doar job și ne-am găsit un hobby comun. El cum a crescut în munția Puseni, mergea cu vacile când era copil și și dorea să revadă locurile acelea și s-a gândit cu ce pot să le re revăd că pe jos prea mai tragere să, să te duci Când și la duci, 40 nu? de ani s-a gândit să-și ia motocicletă, nu știam niciun motociclist totul a fost de pe forumuri ce motocicletă să-mi pe forum, forum voia să-și un 450 și în ultimul moment cineva i-a zis dacă ești începător, ia-ți 250 și așa și rămas cea mai bună variantă și videoul de pe YouTube de la Cross de acum o lună de zile exact cu Suzuki acela Uite, poate a fost și un semn, știi că prima motocicletă a lui a fost Suzuki, a fost foarte mulțumit de ea și acum am ajuns și eu să concurez tot pe Suzuki. Începuturile, A fost dragoste la prima vedere pentru tine cu, cu motociclismul? Prima oară când mi-a zis, vrei să-ți iau motor, am zis nu, ia mi TV. Ce fel de copil spune nu? Vrei să-ți iau motor? Nu. E mai tare decât orice, decât PlayStation, decât... Am zis nu, virgula TV. Ah, și, atv, ok. Și... M-a convins că e puțin cam periculos, că mai, mai greu atv ul că așa, 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 și am zis, ok, bine, ia, ia motor. Și când să-mi ia motor, totuși a citit că și cu motocicleta e periculos și nu vrei totuși mai bine ATV. Și am zis, nu, rămâne pe motocicletă. Era un KTM de 50, prima oară când m-am urcat pe el și am accelerat, am văzut cerul direct și am căzut. Aia e ce țin minte. Uh, ca și copil, țin minte, mă speria destul de tare zgomotul și posibil că dacă n-ar fi fost așa chestia asta de tată fiu, poate nu m-aș fi ținut pentru că nu eram obișnuit. Mi-am că cel mai greu an a fost probabil după primul, primul an competițional că începusem așa parcă un pic să, să cam, văd cum merge treaba și trebuia să-mi găsesc altă, altă, motivație care pe m-aș fi plictisit. Însă ceva m-a ținut în sport și de atunci știu că nu voi mai renunța. Bineînțeles, eu am fost un copil destul de, de, înalt pentru vârsta lui și motocicletele de obicei sunt mici și acum am zis cam mici, motocicletele la 183 și a trebuit să le schimbăm. Am avut un 50 cu un KTM, automat, apoi un 85 cu schimbător a fost complicat, doi timpiu era oricum foarte agresiv și după aceea mi-am și rupt clavicula la 8 luni diferență, mi se pare, de când m-am urcat prima oară pe motocicletă. Nu te speriat? Nu, a fost prima oară când am văzut stele verzi și le-am spus, i-am spus tate să știi că nu sunt verzi, sunt alb-negru. <laughs> am rămas, nu m-am putut mișca atunci, am căzut cum ar fi, am sărit, începeam să sar din ce în ce mai mult la cross și am sărit cumva în cap, am baterizat în oroi și nu m-am putut ridica, mai, prea puteam respira că am avut și șoc la plămâni, am crezut că e gata, acolo s-a stins. M-au ridicat câțiva, totuși era ok, uh, mă durea umărul, nu eram sigur dacă e clavicula ruptă, am mers la spital, m am dus primarul la județean în Timișoara, că am văzut ea de la județean, am zis, nu l-ați adus la spitalul care trebuie, trebuie să duceți la Țurcanu, spitalul de copii până la 11 ani. A zis, Hai că facem un, uh, un să vedem dacă e totul în regulă, nu mai radiem cu raze X, că oricum se fac ăștia, tot era ok. Uh, și m-am mers la Țurcanu și era un doctor acolo chiar pe oase și aveam o singură vânătă aici, restul tot era perfect. Și zice, Data. Na, cred că nu e rupt osul, nu știu ce, și mă pasă aici. Și zic, au. E ruptă, gata. Operație. <laughs> da. <laughs> și m-a operat, mi-a pus o tijă de metal. Am stat cu mâna imobilizată câteva luni, și în timpul acela am, am dat de cineva care a făcut Supermoto, și între aceea aia și așa a început povestea pe asfalt. Povestea de, de succes de la Supermoto o listă lungă de, de titluri în uh, disciplina asta. Uh, Poartă-ne un pic pe, pe, scurt prin ce a însemnat ce înseamnă, ce a însemnat cariera de, în supermoto pentru tine. Uh, 2010 a început. Uh, am vrut neapărat la curse. Până atunci m-a dus la nicio cursă. Și tata zicea, ok, hai că hai că duc la o cursă, să dai o și mă las în pace, că oricum nu o ținut de niciun sport până acum și așa noi, noi de fapt ne-am luat motoarele astea ca și hobby. Exact. Și prima etapă n-am putut să mergem pentru că o anunțaseră foarte târziu că n-am mai mers. La doua etapă am ieșit pe doi și la București, la Amcar, am câștigat deja, la juniori. Și atunci a zis ok, hai să dăm înainte și, și o să vedem ce o să iasă. L-au avertizat chiar la scurt timp Vorbi cu Gaghi Peter și l-a avertizat pe a vezi că acum e ok, dar mai târziu Te va falimenta <laughs> <laughs> Și așa a și fost <laughs> mai știu să-mi amintesc Câte Prim. De titluri? Deci, întrebarea asta nu, nu se cred vine nici cum, cum Pentru știi. că nu le, nu le număr exact uh, Ultima oară m-a întrebat Cineva și am așa. zis cu nu mai puțin că Nu vreau niciodată să zic Cu unul mai mult, știi că atunci poți să par arogant exact. Și am zis cu unul mai puțin atunci și tot așa zice un. Uite-te ce arrogant, e nici măcar nu știe câte titluri Exact. exact nici exact, cum nu oricum, e bine. Oricum nu nici cum bine. nu e bine. Mai aici că, cred că șase. Aproximativ. șase, Hai șase, să lăsăm, șase, șase. șase. Uh, niciodată n-am avut niciun titlu la, la clasele mici, tot timpul avem și vicecampion, vice campion Aș fi ieșit din primul an dacă participam la prima cursă, dar nu a fost să fie. Și doar la, la, 14 ani am avut primul titlu. La, am trecut pe 4-50. Tot timpul am fost mic și am avut nevoie de derogări ca să merg pe motocicletele mari, dar și tatăl meu m-a, tot timpul, m încurajat că hai să mergem de competiția mai mare, hai să mergem. Dacă tu poți, putem și noi. Uh, cum a încolțit ideea, cum a apărut ideea și cum ai primit uh, ideea de a merge la viteză? Tot din Supermoto a pornit, uh, am întâlnit pe Alex Ekei, ții minte și cum a fost uh, prima oară, îmi mai mulți oameni pe ce super moto recomand să-mi ce super moto? și nu. Le ziceai care e părerea ta sau ce tip de echipament, ce cască să-mi iau și zicea, nu, ia-ți casca aia, aerul, nu știu ce. Hai, dar e scump, ai una mai este. Zic. La un moment dat te saturai, știi? și cercai să dai un răspuns ca și cum, na, ok, ia-ți asta ia dacă poți, ia-ți asta. Și mi-a scris și Alex, nu știam, mi-a dat cer de prietenie, am acceptat-o, de obicei le accept la toată lumea, încerc. Și mi-a scris Ce cizme recomand să-mi iau Și eram deja satul de întrebările alea Așa că prea scum știu ce? Și am scris așa Dacă ai bani ia CD Scurt <laughs> Și Și-a luat CD <laughs> Și ne-am întâlnit la Supermoto El avea nevoie de o motocicletă Eu tocmai ce Participasem în campionatul Mondial de Supermoto În, în anul 2015 Și spărsesem un motor Și un tip din Suedia cu care, cu care ne-am înțeles foarte bine, el și el era tată și fiu, voia să vândă un motor și a tot insistat un an de zile, hai nu vrei să-l cumperi, nu vrei să-l cumperi, am zis prea scump, prea scump, până la urmă ne-a făcut un preț foarte bun și, și l-am luat și așa că am putut să concurez eu cu o motocicletă nouă și a avut și Alex o motocicletă cu care să concureze. Și așa ne-am împrietenit, el făcea viteză deja, eu aveam o părere destul de de rea, despre motocicletă de viteză, că m-a dus sem cu un 125 din foarte vechi, acum prin 2013, și era foarte greu, nu mă puteam înclina cu el și am zis toate vitezanele. Până când am venit la Dâncata și m-am urcat pe, avea un S1000 din 2012 atunci. Și când am A fost prima motocicletă mare pe care te-ai urcat? Da, direct okay. pe 1000, deci fără, fără... Ce rost mai avea, să te Și când și în viteza 3 la 180 la oră, când băgam în angaz, simțeam forța am zis, și ceva, wow. Deci nu te-a speriat, ba din contră, te-a te atras. Chiar a fost, da, m-a atras, chiar a fost... Bineînțeles că viteza te sperie puțin, dar motocicleta că era foarte, foarte echilibrată, faze super moto unde tot timpul ești pe de la pași, tot timpul aluneci. Când am luat motocicleta, am... nu știa lumea că e e altcineva care se dădea și eu nu știam că 25% frânează spatele când pui fața, nu știam, nici știam că ai quick shift, schimbam cu ambreiaj. Și au obișnuit ca la supermoto, pe frunar, pac, să-mi fugă și au venit unul la Alex după aia și a zis, dar ce ai făcut acolo? Am crezut că era să cazi, că nu m-a de alat, îți făcea motocicletă. <laughs> și n-am fost eu, a fost Vlad <laughs> obișnuit de acolo. Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Ce, calit ce, calități, ce aptitudini dezvoltate în supermoto ți-ai dat imediat seama că te ajută la, la viteză? pur și simplu nu, nu, nu eram obișnuit să-mi plece spatele și la supermoto uh, căzăturile sunt mai ieftine, îți permis să cazi de mai multe ori și chiar aveam o vorbă, dacă nu cădeai o săptămână, două săptămâni, asta deja când eram la nivel înalt, pentru că primele curse la juniori, cădeam și de șase ori într-un antrenament, deci în 20 de minute de 6 ori pe poziția de off-road, <laughs> avem și off-road cu slicuri pe praf îți dai seama ce ușor e să pierzi fața. Chiar m-a întrebat tata, dar nu te mai saturi să cazi în real. Zic, ce să faci dacă vrei să mergi tare. Și s-a obișnuit să, să, plece spatele. Mi se pare că dacă nu pleacă spatele, înseamnă că puteai să accelerezi puțin mai tare. Înseamnă că ne ai exploatat la maxim momentul. A fost intimidant contactul cu clasa mare, cu stocomie. A întâlnit totuși un pedo cu niște nume. Cu băieți care câștigaseră titlul, care aveau zeci, sute de curse poate în spate. A, a trebuit să trec și prin clasa de 600 ca să mă obișnesc. Dacă ar fi fost după mine, aș fi trecut direct la 1000. Da. Însă așa am fost uh, sfătuit și a fost un sfat foarte bun. 600, a fost? Și asta te învață să duci viteză pe viraj, să... E mai pretențioasă puțin motocicleta, trebuie dus în turații, nu ți permite să greșești așa de mult plaja de turații. La 1000... Și când am trecut la 1000, mi-a venit ca o mănușă, eram obișnuit deja la supermoto cu cuplul acela imens supermoto ai cuplu și mai mare, deci într-un singur cilindru și chiar dacă ratez o treaptă imediat urcă. Viteza chiar durează un pic mai mult să urce, dar are, are ca puterea aceea care parcă nu se mai termină. Și, și chiar asta ziceam, anul de rookie zic cel mai frumos. Și, pentru că nu se așteaptă nimeni nimic, nici tu nu știi exact ce așteptări să ai. Și a fost tot ok. Adică m-am simțit foarte bine și, și acum mă simt foarte bine nu știi ce așteptări să ai, nimeni nu, știe ce, sau nimeni nu știa ce așteptări să aibă de la tine. Ce așteptări aveai tu de la tine la începutul sezonului 2020? Adică nu exact. trecut, da? da. Uh, ce așteptări? Păi discutam că o să merg pe, pe 1000. De fapt nu era sigură treaba chiar aș Eram pe punctul de a pleca cu work and travel în America. Nu știam cum să zic tate, însă Il Unde voi să te duci? M-a invitat o prietenă, ea fusese deja și, și a fost totul foarte ok și mi-a zis hai, hai, hai de și tu, hai deși și tu, hai deși și tu. Ai apucat să, să ți cauți ceva? Să... Uh, nu, urma, urma, urma. urma, să, normal în decembrie, tot insista și tot amâneam, am zic stai mă pic, că nu știu ce fac la anul. Știam exact ce înseamnă chestia asta, că pierd un sezon. Exact. Și am tot amânat-o și pe la urmă am zis așa, dacă primesc o motocicletă de 1000... Nu mă duc. Dar dacă nu primesc, mă duc. Și tata a fost foarte deschis, că nu știam cum să-i zic, am zis, na, poate o să-l deranjeze, dar a fost foarte deschis. A zis, nu e, o, nu, e o oportunitate unică în viață, du-te dacă poți. Și el a fost, chiar după, după Revoluție, în Rusia, în Baikal, la 7000 de kilometri, mi se a, pare deci ceva o să am, de gen. O să am ceva de discutat cu tatăl tău da, după, și după a... podcast, pentru că și eu am bătut Baikalul de câteva ori. Super. Chiar la granță cu Mongolia, acolo a stat o lună. Și și am mai zis, e o șansă unică, du dacă, po dacă poți, dacă vrei, na, asta pierdem un an. Și am zis așa, da, dacă primez motocicletă de 1000, erau șanse foarte mici, pentru că încercasem deja cu anumite mărci și zis, nu se poate aia, nu se poate aia, nu se poate aia. Am zis, dacă primesc, nu mă duc și dacă nu primesc, erau șanse foarte mici. Și până la urmă am primit și am zis, na, e un semn, nu mă mai duc atunci, rămân. Competiție, Înainte de primul weekend de concurs, bănuiesc că, sigur, discursul vostru al piloților, în general, al piloților care se bat la, la victorie, domne, pentru noi nu există altceva decât primul loc. Și o gândire sănătoasă. Erai un caz aparte, n-aveai experiență la, la stocomie, nu, nu puteai să. Sau mă îndoiesc că ai venit cu ideea gata că știi titlul în 2020. A, și asta, asta urma să zic, dar când încep să vorbești așa, a un pic uh, firul. firul. da. Și eram la masă cu tatăl meu, cu Simona și na, discutam un pic despre anul viitor și le-am zis eram destul de serios și le-am zis ok, și după ce câștig motor, ce, ce facem? Și pe ei o buvni râsul, știi? Dar destul de serios, adică aveam încredere că pot să fac și l-am deci câștigat. Aveai încredere? De... Nu era de dragul amuzamentului sau, sau nu? Bravai? De obicei vreau, de asta niciodată n-am -am, spus-o cu voce tare, pentru că nu vreau să se să, să zică că poate sunt încrezut sau așa sper că nu sunt, sper că na, sunt considerat că de un om ok, așa că le-am spus-o doar lor, însă, na, eu chiar eram, din moment ce am primit acel motor și așa am fost foarte uh, ambiționat și ambițios și am vrut să fac chestia asta foarte profi și chiar am și fost, na, toată perioada de iarnă a fost na, de muncă. Nu, nu, stai, știi, faci sala, faci o mulțime de alte lucruri că nu poți să te, să te antrenezi. De fapt, asta e cea mai mare problema mea, nu nu permit să fiu weekend de weekend pe, pe motocicletă, pentru că în anul 2016, când am fost în campionatul mondial de supermoto, am aflat ce înseamnă antrenamentul acela de weekend de weekend. Dacă poți să ai weekend de weekend de o cursă, atunci nu mai ai nevoie aproape de niciun antrenament. Apropo de antrenament, fac o paranteză în discuția noastră. Amicul nostru Bodo Bogdan Zaharescu, fost pilot, actualmente, actualmente fost pilot și specialist la After the Flag, ne spunea că a constatat de multe ori că e aproape imposibil să antrenezi în afara pistei mușchii pe care îi folosești pe motocicletă. Așa e? Sau ne-a mințit Bodo? Da este foarte greu, uh, oricât te-ai și în orice formă fizică ai fi, tot faci febră musculară după... În după ce zone faci febră musculară? Depinde, uite acum de exemplu am făcut în zona gâtului, pur și simplu pentru că trebuia să țin capul foarte sus, pentru că tot timpul stai cu capul ridicat. Da. Uh, picioare, bine eu de obicei sunt din fire așa, uh, genetic vorbind, la picioare mai finuțe, așa mai de alergător de anduranță <laughs> decât de sprinter să zicem. Uh, la abdomen stau bine, la cor stau bine, nu nu prea. Da, dar tot timpul, da, pentru că uh, folosește toți mușchii motociclismul ăsta și nu poți la sală să faci flotări jumătate de oră, că durează o cursă, știi, ca să fii perfect. Deci, practic, antrenamentul, cel mai bun antrenament fizic pentru motociclismul viteză este antrenamentul pe motocicletă. Clar. Uh, și creierul trebuie să fie cel mai antrenat, pentru că, până la urmă, el dă informația cât de mult să te încorzi și cât de mult să te relaxezi. Credem mai erau piloți Supermoto care mergeau foarte tare, erau un olandez și era gras, efectiv, era foarte gras. Și eu aveam 70 de kilograme atunci, mai puțin, chiar 65. Și el clar aveam 90-100 și mergea tare. Și rezista. Uh -huh. Bine, aveau mică problemă cu rezistența, dar oricum mergea tare. Deci poți să mergi și tare relaxat. Revenind la 2020, ai spus că tu ai fost încrezător de la început, când au început cei de pe lângă tine, tatăl tău, cei din, din jurul tău, să își dea și ei seama, băi, stai puțin că e, chiar e posibil să ca Vlad să câștige titlul. Cam în ce moment? Că e atunci când i-au dat lacrimile tatei, când am scos 1.40 și, și 1. mai știu dacă a fost din prima etapă sau nu. Uh, știu că am avut puțin ghinion în warm-up, da. nu în warm-up în calificări. Eram la luptă atunci cu cazacul, când am și făcut acel high side de am în doi jantele, dar n-am căzut, pentru că îmi doream foarte mult știi? și am riscat poate puțin mai mult decât trebuia. Uh, cred că atunci a dat se -a. De fapt, sigur că mi-a zis la un moment dat că atunci și-a dat seama că putem câștiga, pentru că era și acel blocaj puțin. știi no, câștiga, vezi o persoană, nu acum, Cătălin, cazacul, vezi la televizor mulți ani, auzi multe povești. Mi-amintesc chiar uh, când eram cu 85. La, se organizau încă printre ultimele etape pe aeroport uh -huh. în România și încercam să punem o călcătură cât mai mică pe motocicleta de supermoto, nu era motocicletă de viteză și erau liniile acelea lungi care mi se păreau că nu se mai terminau atunci cu acele <coughs> motociclete și odată am, mers, am pus o călcătură mică, am mers cu motorul blană, oricum trebuia să schimbăm pistonul la șapte ore de funcționare cu ăla doi timp. Și am, am, luat și o poziție perfectă și mi se părea că merg cel mai tare. Și la un moment dat, nici n-au când au venit din spate și am auzit numai așa un um, direct, cred că era Cătălin, știi? Și aveam 12, 12, ani, cred că, știi? Și a rămas așa puțin... Uh, ai că nici niște momente pe care probabil nu-ți le uiți niciodată când crezi că mergi tare și de fapt vine cineva foarte tare, zis, m și speria. Și anul trecut deja am fost acolo și chiar îi puneam probleme și chiar am reușit să, să câștig prima cursă. E, e un sentiment ciudat când reușești să, să bați pe cineva, așa cum spui și tu, pe care nu știu, îl admirai sau pe care îl aprecieai ca sportiv din domeniul tău când, când erai mic? Da, bineînțeles că e un moment special. De multe ori nu știu cum să gestionezi chestia asta și te, ai emoții prea mari, poate te stresezi prea mult, îți dorești prea mult, uh, și, și asta poate să spună. Pe, pe, pur și simplu, poate se traduce prin experiență. Asta înseamnă să ai experiență, exact. să gestionezi și să încerci să te comportă cât mai normal posibil. Ai simțit pe parcursul sezonului sau chiar și la finalul lui: când ai reușit să câștigi, titlul că încep să fi privit altfel în pedoc, și mă refer aici. Uh, nu știu, la faptul că nu mai erai acel nou venit despre care uh, nu se știau atât de multe și na, lumea nu-și făcea neapărat griji în ceea ce te privește, dintr-o dată, uh, concurent cu șanse la victorie, cu șanse la titlu, hai că poate nu trebuie să mai fim atât de prieteni, hai că poate să nu trebuie să uh, ne mai salutăm în fiecare dimineață ce faci, Vlad bine, cum ai dormit și așa mai departe, ai simțit că se schimbă un pic. Uh, lucrurile din punctul ăsta de vedere? Am simțit în momentul în care începea să mă salute lume și nu știam cine, cine sunt. Îi deci, salutam înapoi, dar să ne zic, nu știu cine. Și, și, tatăl meu zicea exact la fel. La început am, veneam aici, știam pe câțiva, nimeni nu ne știa pe noi și acum ne știu aproape toți sau dacă nu toți și, și am început noi să nu mai știm exact cine. Adică și tatăl meu zicea, mai ales că el se concentrează foarte mult pe moto pe motocicletă efectiv pe în boxă și e un tip așa mai, mai retras din fire, nu-i place să se bage în seamă uh, fără rost și venea să salute și a, uh, ceau, ceau, ceau și zice, zic, zice, cine a fost ăsta? Și zic, uh, am fost cu tăi. A, ah, el era, am ah, auzit de el, dar nu știam niciodată cum arată. Să, deci a început lumea să, 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 ne cunoască pe noi. Momentele de, imediat după câștigarea titlului, da, și aceea era perioada frumoasă când, când ne știa toată lumea, apoi au intervenit, știi, probleme acelea când au zis că, oh, păi Vlad deja s-a schimbat când a luat titlu. Vlad, nu mai așa, parcă e cu pe sus, acum am mai auzit de la Ai așa, fost cu nasul pe vor, sus? vorbele astea. Nu, nu cred, și zic asta nu, pentru că chiar a început și eu să-mi fac griji, în sensul că îi întrebam, zic, chiar așa este? Adică chiar vi Și e foarte important în momentele astea să ai anumite persoane apropiate care te cunosc și care te văd de zi cu zi, te văd zilnic și pere să le întreb. Chiar m-am schimbat, și se pare? Știi? Și întrebam chiar, nu știu, 3-4 persoane, inclusiv prieteni de ai mei, că tot timpul am avut o problemă cu chestia asta cu... Poate că sunt un om direct și poate când declar declar un ori scurt și concis și poate mulți fac diferența între aroganță sau și siguranța de sine. Mulți nu o fac și la școală uneori. Nu încercam să, să zic ce fac prin moto, chiar unii ziceau, dar de ce eu? Dacă aș fi în locul tău, eu, toată ziua zice zice chestia, zic, bă, nu. Chiar știam, au fost o profesoară, la un moment dat m-a întrebat, de da, ce sport faci? Ah, Și apoi -a zis, și ce ai, câștigat ceva? Da, na, sunt campion național. Și spa. Se, se laudă, doamna profesor! <laughs> Bine, acum, da, poate și el glumea, așa dar dacă ți se zic la un moment dat, poate te, poate da. te afectează și tot timpul te gândești la, la lucrul acesta. Este destul. Acum înțeleg și pe oamenii care probabil au impresia asta, pentru că uneori am simțit chiar, da, chiar pe finalul campionatului, eram foarte concentrat, a fost și presiunea mai mare și, de exemplu, voiam doar să mă duc până să văd timpii sau așa. Oricum, am început să stau foarte mult în boxă, și venea ce au ce faci, cum te simți, spun nu știu ce. Na, foarte bine, știi, dar o vizită care tu voiai să fie, de exemplu, uite, mă duc două minute, durează să mă duc să mă uit la chestia aia și să mă întorc. Venea unul, veneau doi, veneau trei și atunci te gândeai dacă aș vorbi cu toți, ar fi 15-20 de minute, obosești până să ajungi să te dai cu motocicleta. Și, bineînțeles uh, că mă bucur foarte mult când vin oamenii, și probabil că peste. Jumătate din efortul pe care îl facem e pentru ei și ca să fie o cursă interesantă și, și să le placă show-ul pe care îl facem. Dar posibil că uneori este destul să mergi să fii cu o cască în ureche sau să te strige și tu să nu auzi și zic, a uite, nu... Da, știi că nu. face parte din joc da, și că da, cei da. mai mari din, din sport în general, nu doar din motociclism, înțeleg asta ca fiind aproape la fel de importantă ca uh, pilotajul, ca fotbalul pe care îl practică, ca basketul, ca tenisul. Faptul că trebuie să, să stai de vorbă cu oamenii, trebuie să faci poze cu oamenii, trebuie să, uh, nu știu, să, să glumești cu ei, să chiar dacă tu nu ai chef, chiar dacă pe tine te doare capul în dimineața, chiar dacă. Nu știu. Niciodată n-a fost vorba că n-am avut chef, doar, doar că este vorba de, de timp. Știi, trebuie da, să gestionezi da. foarte bine timpul uh -huh. și, și, cum am spus, sper că sper că nu dau o impresie de, de aroganță sau, sau, că nu, nu pot să, 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 vorbească lumea cu mine. În MotoGP sunt foarte rare spre deloc cazurile în care piloți angrenați în aceeași competiție sunt prieteni și foarte buni prieteni în afara circuitului. Pentru că și gândesc că e cam greu în clipa în care împarți cu cineva, nu știu, concedii, seri la bere și, nu știu, ieșiri prin uh, uh, cluburi, baruri cu, cu prietenele, e foarte greu să te bați cu el la circuit, pe pistă, așa cum uh, se bat oamenii în motociclism. E și, și cazul tău, ai putea să ieși prieten cu cineva de la clasa ta sau ai putea să fii prieten cu cineva de la clasa ta și după aia să îi lași urme de... să faci schimb de vopsea? Mie chiar acum am gândit că cred că în special motocicliștilor sau oamenii care fac un lucru de performanță și în România nu sunt foarte mulți care da. fac acest lucru, uh, sunt greu de înțeles și probabil că și o viață de zi cu zi o tratez de multe ori ca și ca și sportul, adică dacă nu nu prea înțeleg când un om zice știi, aș veni, dar nu prea am timp și zic, cum adică, simplu, ori îți faci timp dacă vrei, ori nu îți faci că normal nici eu am timp și de facultate, și de moto, și de sală, dar Prioritățile știi, care se pun, ok, prima exact. aia, apoi aia, apoi aia, apoi aia, știi? Și acum stau cum mă gândesc, pe de-o parte, nu cred că poți să ai o relație de prietenie pilot ca pilot cum ai cu mai cu prietenii la bere, da. dar tot timpul cred că este acel respect pe care oricât de, să zicem, nu-i cazul aici, doar că, să zicem, cât de mult la ură, cum era, de exemplu, uh, Alan Prost cu. cu Doamne, Sena, Sena dar cel unul dintre cei mai mari piloți ai tuturor timpului. Uh, erau, deși se camurau și erau o mare rivalitate, era un gram foarte mare de, foarte mare de respect. Chiar ți minte între Mic Duhan, mi se pare, uh, cine a ajuns în scaunul cu rotile uh, din motogp mare, mare campion. Uh, uh, poate, meu, da. Bun, în fine, chiar, chiar, uh, Google. Am, nu, nu, pot, că nu o să mai pot continua podcastul. Uh, continuă. Chiar uh, era o rivalitate așa foarte mare, ei nu vorbeau niciodată, nu se suportau și momentul în care s-au dat, dat un telefon unul, unu către celălalt și el au zis Na, păi sta pe aici, dar nu prea am unde să dorm, nu știu ce și el a zis, na bine, hai, dorm la mine acasă. Rădeau ei, au dormit la mine. L-am pus în, în, cel mai îndepărtat dormitor, dar oricum a fost ok. Deci, uh, oricât de mare fi rivalitatea aceea, este și acel uh, acel respect pe care ca între luptători, bineînțeles. E, și mie mi-e greu în să când mă uit la MMA, că și mi-a plăcut, UFC-ul. Apropo de podcast, uh, și eu am vrut să fac, îl urmăream pe Joe Rogan și încă, îl mai ascult, îmi place așa pe stilul lui. Ai vrut să fii gazdă de podcast? Uh, mi a și, și, luat microfone, tot, numai n am mai fost să fie, că n-am mai avut spațiu, pentru că și eu îmi doresc lucrurile să fie cam așa, 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 așa și da, mi-aș fi dorit și o să fac. Pe ce? Mai ales că a fost moda asta. Acum știam că o să vină, pentru că moda era deja în America cu podcast și a venit și în România. Pentru că mulți, mulți fac și mi-ar fi Cred plăcut. Că mai vidențe. sunt patru români care nu au podcast, în rest absolut toată lumea are podcast. <laughs> da, da. Mie îmi place și uh, tot ce înseamnă media și... și Am observat și o să, să fixăm asta, era următorul subiect, dar înainte de asta vă, vă spun care era ideea cu podcastul, despre ce? Spre orice, despre orice? Că... Despre tineri, poate, despre, despre okay. sportiv, despre prieteni, discuții pur și simplu legere, cum, uh -huh. uh, cum, cum face Joe Rogan. Adică mult mai legere, față de, Pentru că interviurile, poate și în România, și aici, am văzut. Uh, vă pregătiți foarte bine. Poate un pic prea mult, așa ca să fie o discuție foarte legeră, pentru că cele mai mari emoții le ai până, până momentul acela, până you build up the moment exact. și până când chiar îi dai drumul, știi. Și tot timpul am fost atras de chestia asta de film, probabil pentru că și maica mi-a făcut facultatea de film, a doua facultate și, și a plăcut asta. Ea a fost tot timpul pe partea umanistă, toată pe partea tehnică, el cu ingineria și ea cu... a fost și profesoară de limba română. Dar putea să fie și profesoară de limba română, a fost profesoară de limba franceză și, și tot timpul au fost așa firi diferite care Sper că m-au completat. Ești unul dintre piloții care au înțeles, din punctul meu de vedere, puterea social media și necesitatea dezvoltării unor canale proprii de comunicare în social media puternice. Și ești o prezență mai mult decât activă acolo. A fost o, o chestie venită natural sau a fost, nu știu, o decizie conștientă ca să-ți completeze... Bagajul de uh, pilot de om în motorsport? Eu și tatăl meu avem pretenții foarte mari, în primul rând, de la noi, uh -huh. cred, și nouă ne este foarte greu când, dec când nu ne merge ceva bine cum să formulăm și să declarăm lucrul acela. Uh, în sensul că sunt mulți piloți care pot să termine, nu știu, printre ultimii și să facă să scrie așa de frumos de zici că e cel mai mare accomplishment din viața lor, chiar dacă e tot acolo sunt de, 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 mult timp. Și nu ne este foarte greu să facem lucrul acesta, adică ori punct, o punct lovit, ori nu. Și, și acest loc doi de ieri, un pic mai greu așa de, de înghițit pentru că știam că pot, dar au fost un lucruri care mi-a mers bine. Ceea ce, unde, unde, vreau să ajung de fapt este că văzusem, văzusem pe cineva care știam că nu este nu este la chiar era printre ultimii și, și a, a, scris o postare din aceea și a avut, mai știu, 200-300 de like-uri, adică mai multe decât aveam eu. Și am zis, bă frate, dar eu nu pot, adică un pic, mă, mă un pic pe față, adică... Că eu am și performanțe. Da, da, adică în sensul de muncim mult și, într-adevăr, posibil de multe ori lumea nu știe exact vede ce citește, puțin sunt chiar, chiar se duc la circuit da. și știu cum sunt lucrurile și este perfect normal că nici eu nu mă pricep în fotbal, de exemplu, văd și eu citesc ceea ce fac și atunci am zis să uh, că poate și el putem și noi și uh, am început să citesc despre algoritm să mă interesez, poze, chestii și și probabil a fost și pentru că na, răspund la fiecare mesaj chiar și dacă sunt uh, sunt copii care nu știu ce vor, care, care pun acele întrebări de ce, reco ce motocicletă recomand și apoi tu le zici, păi stai, nu e așa simplu, spunem tu ce vrei să faci prima oară cu motocicleta aia, că sunt 10.000 de motociclete. Sunt exact. uh, mulți care îmi scriu, uh, mulți copii care aș vrea să dau de a, nu știu ce, și le zic, bă, oh, na, super, baftă, nu știu ce. Dar nu mă lasă părinții, cum pot să-i conving, pot să-mi dai un sfat, pot să nu știu ce. Și e o situație, nu știu, nu știu situația exact și tot timpul le zic... Cu unul dintre motive este de ce să încep de tânăr, să încep cu A1, pentru că sunt motociclete mai mici, da. sunt riscuri mai mici de a te accidenta. De aceea s-a și schimbat acea lege, că nu mai poți să dai la 18 ani de, de A, ci la 24, nu? 24? Do do da, așa e, nu? Abar nu. Marius, tu ești cu permisul. 21? Do 21. Da, do cu 2 do do ani da, și... și m-am gândit și de, de, fapt din punctul lor că probabil că a, mulți, unii scriu că sunt mai și e foarte emoționați și am, am, prins și faza asta și mă ia prin surprindere pentru că na, nu, nu, te pui tot timpul în locul lor sau nu îți dai seama că wow, dar de ce? Că sunt, mi se pare că tot bladesc ca și The de hate ai parte în social media? Da, s-a mai întâmplat. Bineînțeles să mai scrie unii lucruri Bine, nu foarte rău, tăcioase, însă se vede de clar tip. unde unde un debat. Un debat? Păi, cred că chiar am văzut la o postare de a voastră la începutul anului, mi se pare. Ah, dar s a, da, s-a luat de cineva de declarația că am zis atunci, la prim, după prima conferință așa. cu George, când a fost, că am, am declarat așa că am zis lasă de la mine, când m-a depășit în primele tururi, n-am vrut să risc atunci. Ah, okay. Și unul, Cum adică lasă de la tine, dar ce, nu știu ce. Era chiar săptămâna Paștelui și a vrut ea să fie mai mai de treabă. și. și Te cred... afectează tu, vreun pic? Subconștient, cred că puțin până înțelegi că de fapt este imagine și totuși. Eu, haters are your biggest fans. Bine, asta sună foarte arogant, așa. Arogan, mi, 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 și mi se știu, pare. Dar nu sunt, adică, și, înțeleg și, și sunt de e, Nu este formula mea favorită, însă poate acum este primul lucru așa foarte, foarte simplu de, de, de explicat, știi, cum, cum este treaba. Din, din, moment ce ești dau interesul să scrie și acel comentariu, așa nici mie nu mi-e ușor să... Eu, eu nu, nu, prea încerc să, încerc să nu mă bag în nimic sau să nu fac comentarii. Uh, mă gândesc că, na, depune efort și trebuie apreciat efortul acela, chiar dacă este... este Poate, na, nimeni nu vrea să ne neapărat să te doboare. Poate, poate, chiar un sfat Chiar dacă este mai răutăcios, poate poți să iei o chestie bună din asta. faci lucruri uh, într-un weekend de curse despre care tu știi că sunt făcute doar ca să dea bine pe cameră? Nu cred, încerc să fiu cât mai cât mai natural posibil. Uh, bineînțeles că poate de multe ori nu ai chef chiar atunci să, să te filmezi, să Alea să spui ce s-a întâmplat. Care însă, însă te gândești la oamenii de acasă care asta vor, o faci pentru ei în primul rând, pentru că dacă n-ar fi ei, nu ar mai fi show, n-ar mai fi n-ar mai fi exact cum, cum este acum și n-ar mai putea crește, crește, lucrurile. Dar nu, nu. Sper că nu se pare că sunt o persoană falsă, încerc să nu fiu chiar deloc și, și să fac lucrurile cum, cum îmi vin. Apropo de, de social media sau de YouTube, te-ai gândit vreodată, ți-a trecut vreodată prin cap faptul că în mod ce în competiție, ar atrage și mai mult uh, un, o rivalitate dusă dincolo de rivalitate, un conflict cu cineva? O, nu știu, o chestie provocată care să, să ține interesul asupra filmelor pe care le faci, asupra clipurilor pe care le faci și mai ridicat? și de-a lungul istoriei cam așa s-a întâmplat tot timpul, a fost rivalitățile astea care au dus piloții ce, ce mai sus. De fapt, nu este destul să fii foarte bun, trebuie să, să ai un adversar foarte bun pentru, pentru a putea... Exact. cum, cum, cum este, de exemplu, uite, Batman cu Jokerul, știi, așa, de acolo din univers. Dacă n-ar fi fost Jokerul. nu, era bun Batman, dar poate, poate nu era chiar așa de, de bun, cum a fost... Uh, uh, rivalitatea între Sena și Prost. Dacă ei nu erau așa de buni, nu... N-ai fi zis că el, uite ce bun este. Pe... Deci, de, fapt, de ce este bun? Totul este o comparație până exact. la urmă. Este... toți suntem buni. Care, care, ne dau. toți din MotoGP sunt printre cei mai buni piloți din lume. Fac diferențele, poate, nu știu, norocul sau când îți zecim din aceleași mim și poate e doar chestie de noroc. Toți sunt foarte buni. Poate dacă ar, merge, ar schimba motocicletele de-a lungul sezonului, fiecare trage la sol, poate sunt sigur că lucrurile ar fi altfel. De multe ori este și noroc și de susținea pe care ești, chiar, chiar să ziceam că de-a lungul timpului uneori te gândești, dar ce, ce nasol că, uite, merge la tare, trebuie să-l bat pe ăla, dar prima rivalitate, care, hai să zicem, o rivalitate a fost la Supermoto când era Sorin Traistaru, era campion de câțiva ani. El avea o fică cu un an mai mică ca mine, avea 40 și ceva de ani. Se pare. Și eu trebuia să concurez cu el, aveam 3, 14 ani. Și deja a început să rivalitatea că Timișoara versus Sarat. Bine, n-am simțit-o niciodată, noi am fost uh, fair play. Și atunci am și realizat că toți sunt prietenii tăi, toți te plac. Până când ești pe locul 1. După ce ești pe locul 1, toți îți vor locul, știi? Hai să fim sinceri. Și da, asta sunt competițiile. Și mă gândesc că dacă n-ar fi fost Sorin atunci ca să mă ambiționeze să, să să evoluez, nu aș fi, aș fi evoluat așa de mult și nu aș fi uh, zis, o, uite, e bun Vlad. Pe... De ce e bun? Pentru că na, a luat pe ăla sau pe ăla sau de ce e bun Marchez? Pentru că i-a bătut pe... Lucrul ăsta ți se întâmplă și acum la, la Stocomie? Faptul că ai totuși o bătălie, mă rog, două, trei de fapt, nu știu, nu știu cum le vezi tu, sezonul ăsta te, te face să tragi de tine mai tare decât ai fi tras, nu știu, dacă ai fi câștigat fiecare cursă. Sezonul ăsta oricum a fost greu, uh, deja este mai greu ca și celălalt din mai multe puncte de vedere, intrăm și în astea, să intram, doar că, nou, ca să zic așa, uh, tot timpul a fost duel între mine și cineva, chiar asta mă, mă, mă gândeam, știi că eu George, pe etapa 2 eu Cătălin, știi, cu depășirile, știi, și uneori până, până în etapa 3 parcă îmi doream, hoa, nu o să fie o cursă ușoară, așa, o cursă în care pur și simplu să, să fie un pic anul trecut, să fie mai easy, știi, și de-a lungul timpului și la sală căutam the easy way uneori, știi, ca și cum tot timpul am vrut train smarter than harder, știi, dar mi-am dat seama că nu există și mi-am scos gândul acesta din cap că nu o să fie nicio cursă easy și că într-un fel mi-am și căutat-o. Dacă vreau să fiu acolo în față, bineînțeles că tot timpul na, o să fie și camerele și discuțiile și toată lumea pe acolo. Chiar de ieri, până de, de, de cursa de ieri, continuau a avut numai că cea mai tare cursă, cea mai super cursă, asta și scris. Am, Asta am spus și eu, din punctul meu de vedere a fost cea mai bună. Ieri, la After The Flag, discutam cu Băcilă și cu uh, Bodo, cu Bogdan Zaharescu uh, și spuneau, ei spuneau, mă contraziceau, n-au dat un alt exemplu, au spus că a fost o cursă foarte tare, n-ar fi fost cea mai, cea mai, cea mai. Pentru mine a fost, uh, a fost cea mai, cea mai și legat de ce spuneai tu, pentru noi, publicul privitorii de MotoRC, nu se poate mai bine decât atât, sau mă rog, se poate mai bine decât atât, dar în comparație cu situații în care tu vii și câștigi, nu te bate nimeni la cap și na, câștigi ușor, e moartea competiției din punct de vedere media și în clipa în care nu poți pune numele sau nu poți pune degetul pe un câștigător înainte de etapă. Ei bine, în clipa aia îți dai seama că e o competiție cât se poate de... Așa și că, na, lucrurile astea fac bine. Probabil pentru tine, sau nu, probabil, sigur pentru tine ar fi să... Ar fi mai bine să știi că pleci în cursă cu prima șansă și că, nu știu, eventual o câștigi și ușor. Dar pentru spectacol e mai bine ce, ce se întâmplă acum. Nivelul a crescut foarte, foarte mult. Observ lucrul ăsta, aud pe pedoc lucrul ăsta. Și sunt tot tot mai mulți uh, oameni, tot mai mulți piloți uh, care fac, să mă exprim mai ciudat, motociclist full-time. Adică doar asta. Doar asta însemnând antrenamente, antrenamente uh, cu motocicleta, sală și toate lucrurile care țin de viața unui motociclist profesionist. Motiv pentru care, înainte să intrăm în discuții mai. În uh, alte moto, moto rc este întrebă. Uh, cum arată lucrurile astea pentru tine? Cum arată o săptămână normală în sezon pentru tine? Că eu, acum că mi amintesc, cred că, acum mm dacă -hmm. mi-am cred că mi-am și cerut scuze ieri pentru cei care au venit să mă vadă și că n-am câștigat. Parcă că au venit câțiva sponsor, știi, și ți așa un pic că... Dar bineînțeles că lor le-a plăcut așa, dar tot timpul am simțit chestia asta care m-a apăsat poate un pic pe mine, pentru că ai o try to do my best și, și une... Na. de multe ori iese, dar uneori... Na. O săptămână pentru mine cum arată? Uh... Normală sau chiar din weekendul de cursă? Nu, din weekendul de cursă, o săptămână normală. Sală, de cel puțin de luni până vineri. Deci de 5 ori... Faci singur de capul tău? Sau cu cineva? nu, lucrez cu Vlad Clenciu la, SmartFit. Mm -hmm. Am o susținere importantă de mulți ani acolo. Lucrez cu Vlad de, de, de când mergeam la Supermoto. Din 2014? Ce? Nu mai știu exact m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare cu sfaturi. E, este foarte important, mi-am dat seama de-a lungul anilor, să lucrez cu aceeași persoană pentru că te înțelege și cea mai grea este schimbarea. Până ajungi, dacă tot schimbi oamenii, până ajungi să te înțelegi cu ei. Până... Probabil și asta e și secretul cu eu cu tatăl meu pentru că ne cunoaștem de viață. <l> și... Vorba aia. Da, vorba aia. <l> și... Na, el mă cunoaște cel mai bine, adică de multe ori și zice, tot da, știam că nu te simți bine, nu a trebuit să-mi zici că te văd, na, știe exact cum mă comport în weekendul de cursă. Deci de 5 ori sală, de 3 ori de la 7 jumate dimineața. Îmi place să fac cardio de dimineața, intră cel mai bine. De 2 ori după masă. Joi, uneori poate este ziua de, de bazin. Pe timpul iernii chiar am alergat cu echipa de rugby din Timișoara. Sunt foarte bun la rugby, au câștigat campionatul național de 3 sau de 4 ori în ultimii ani, cred că acum nu au mai fost ei, dar sunt foarte buni, muncesc foarte mult. Uh, antrenorul lor fizic, uh, Bogdan Almajan, este un tip de nota 10. M-au primit cu brațele deschise, întotdeauna am respectat pe rugbiști, uh, în ciuda fizicului lor și a, sunt foarte impozanți, sunt foarte respectoși. Da. inclusiv cu toată lumea și, și cu, și cu antrenorii, chiar dacă primesc cartonașe sau așa, nu, se prea comentează acolo, sunt foarte, foarte ok. Uh, aveam nevoie de fapt un loc unde să alerg cât mai mult și de cap tău nu prea îți vine uneori să, să te împingi, dar când ne pune acolo pe 20 pe o linie și haide uh, 6 ori 200 de metri, uh, nu, nu te lași. De multe ori chiar ziceam dacă nu erau ei te lasai la un moment dat nu mai poți. Uh, și atunci făceam chiar două antrenamente pe zi, uh, doar că era Puțin grea refacerea, știi? Pentru, pentru că avea una tramă mâine, o trefaci până mâine și exact. ei tot, tot mai tare alergau. Dacă, nu, prin, dacă pierdeai puțin șirul, nu, era foarte greu să revii. Și atunci, uh, joi, posibil bazin, refacere, uh, sâmbătă și duminică dacă nu mă antrenez cu motocicleta, mi le mai au zile libere, să zicem așa. Uh, relaxarea poate nu este tot timpul fizică. Și este și mentală și, și să te uiți la un film sau să te relaxezi psihic este foarte important pentru că ambele lucruri trebuie relaxate și mintea și corpul. Uh, cu mâncarea? Mănânci orice? Ai un regim? Nu știu, ți-ai impus ceva? Sigur, tu ai un metabolism. Acum, la, la vârsta ta, probabil poți să mănânci orice și nu te îngrași. Nu... Dacă vrei să arăți perfect, da, trebuie să ai un regim. Uh... Și ai? Încerc, dar nu sunt chiar genul de ok, gata, nu mai mănânc grăsim deloc, nu mai mănânc aia deloc, uh, încerc să, să le combin pe amândouă. Însă, probabil de la anul, deoarece competiția crește și așa, o să țin și mai, și mai mult regim, măcar în perioada de, de iarnă. Pentru că înainte de curs, oricum, mâncăm orice ca să avem cât mai multă energie. Spuneai, spuneai mai devreme că vorba aia te știi cu toată lumea de viață. Uh, cum e procentual. Tată versus șef de echipă, om din echipă, om din staff. Da. Și ca firi nu suntem foarte compatibili. Zodiac vorbind, eu sunt de la Eli Capricorn. El e foarte tehnic, foarte așa, dar ne și, ne, și completăm, ne și ajutăm foarte mult. Probabil eu pe partea de, nu știu, de ambiție, dau tot ce pot, fac tot ce pot când mă dau cu motocicleta și apoi vine cu partea de e foarte meticulos le gândește mult mai mult uh, uh, pur și simplu poate, poate este, este varianta câștigătoare chiar dacă de multe ori nu vedem lucrurile la fel. Asta vreau să te există și uh, sportiv în, în competiție mă refer la uh, strict în zona asta sunt momente în care chiar nu vă puteți pune de acord? Din cauza firii lui uh -huh. și nu este foarte expresiv, de multe ori nu știi ce gândești, de multe ori eu încerc să dau un feedback cât mai bun, încerc să explic okay. de două ori cât mai tare, să fie clar, să mă înțeleagă să tot. Și uneori stă așa și se uite. Poker știi? face? Da, stă așa și se uide. și nici măcar nu se uită la mine și zic, și mai zic o dată mi se pare, na, n-ai auzit sau n-ai înțeles și, și zic, dar nu mă auzi Ba da, lasă-mă că mă gândeam deja. Deci el deja se gândește cum să facă sau uneori sta așa, se blochează și zic ce faci. Stai că mă gândesc, știi, ca să aleagă cea mai, cea mai bună no. variantă. Chiar ziceam cu etapă înainte, uh, a trebuit să schimbe 5 într pentru zi și oricum el greșește foarte puțin, în sensul că o greșit cu o anvelopă, pusă o invers, un slick. nou, Dar dacă pui slick nou, normal nu este nicio diferență. Ideea e să nu-l întorci în timpul mersului no. acele fibrele acelea. Adică, oricum, probabil nu simți acele diferențe. Și știa că în regulă și dacă slick-ul era nou și era pus pe față, pe de față și o stat așa, s-a uitat la el și a zis dacă cumva pierde fața în timpul cursei, nu pot să mergi și a venit totodată jos roata și o pus apă. și aia a fost singura greșeală pe care o făcut de tot <sus> weekend. Da. Bun, prezentul din MotoRC. Hai să, hai să adresăm puțin discuția, sau nu discuția, întrebarea pe care ți-am adresat-o fix în momentul în care am început podcastul și anume prezența din lui Mile în acest sezon. Un pilot bulgar, un pilot care a venit destul de rapid, nu destul de rapid, foarte rapid. Nu știu cât de mult te așteptai sau nu știu cât de mult vă așteptați să aveți competiție din partea lui. Spunem cum ai primit la început vestea că urmează să concureze sezon complet în Moto -iercea. Era aproape sigur că urma uh -huh. să vină, știam, uh, și noi cum suntem în motorsport de ceva timp, pentru noi n-a venit ca o surpriză că e așa de rapid, pentru că știam că este rapid, pentru că a fost susținut de ani între de federație. Am mai multe căzături, mai multe experiențe. Eu știu încă de pe că când mergeam la supermoto, okay. la 12 ani, și la supermoto nu mergea foarte tare. Dar s-a dat mult timp la scutere, s-a dat mult timp cu metoare de viteză și, și a ajuns să fie foarte, foarte bun. Um, nu, am luat-o ca pe provocare ca să, ca să răspund la întrebare. Și ca să-mi răspuns pe larg la întrebarea pe care ți-am pus-o la începutul emisiunii, că dacă n-ar fi intervenit accidentarea groaznică din ce am înțeles pe care a avut-o el, uh, titlul ar fi fost acontat de el, nu ești de acord, ai spus că nu. Până în primele trei etape, uh, oricum am început anul bine, din mai multe puncte de vedere, inclusiv partea acestea cu poate presiunea mediatică, cu mai multe lucruri, niște tare, nu am dat foarte mult timp. Prima etapă chiar era greu să cobor sub 45, că și mai fi avut un antrenament, două antrenamente înainte și aș fi pornit deja cu 41, chiar am scos 47 atunci, când, în ultimul tur cu Cățan. Altfel s-ar fi pus problema, n-am avut chiar destul timp. Plus, um... Era acea presiune în care toată lumea se uită la tine și în momentul acela trebuie să gestionezi punctele pentru că și Schwarzenegger zicea că ok, ajunge în vârful buntelui, ești top, de acolo ce se poate întâmpla? Doar în jos sau să te menții? Deci este mult mai greu, că nu mai, nu mai ai unde să urci. Da. Și am început să gestionăm foarte mult punctele, poate prea mult, în sensul de mergi la sigur, mergi la sigur, e ok, doar să nu cazi, doar să nu cazi, doar să nu cazi. Asta la un moment dat poate-ți intră în subconștient și chiar ajungeam să nu mă mai distrez așa de mult cum mă distram în trecut. Și etapa asta mi-am uh, dat seama de, de acest lucru și am zis, ok, ce o fi, o fi. Noi cum ne avem, nu știu cum, cum arată din, din, din exterior lucrurile, dar noi nu suntem pe, nici pe departe cea mai bogată. Echipă, și niciodată nu, nu a fost tata patron de ceva în sensul să ne susțină. Din exterior, arătați bine, adică aveți una dintre cele mai frumoase boxe, aveți motocicletă, shiny, echipamente la fel, shiny, sponsor peste tot, nepricepându-mă la ce înseamnă sponsorizări în MotoRC și nu știu ce firme sunt implicate unde la echipe, dar păreți una dintre cele mai bogate echipe. Sunteți foarte mulți în staff, tricouri la fel, păreți chiar cu, bine. Cum am zis la început, uh, că am fost avertizați că îl voi falimenta pe tata, așa și fost și atunci în anul 2012, după criza financiară, a fost cam cel mai nasol pentru noi în sensul că am, am și luat un apartament în Timișoara cu banca și ne-am luat țeapă cu Francul Elvețian atunci, am pierdut wow. apartamentul, ne-au dat afară din singura casă, a trebuit să ne mutăm în chirie. Uh, era o perioadă în care cred că tatăl meu nu și-a mai cumpărat uh, niciun blug de, Nu, nu, nu și-a mai luat haine o perioadă lungă de timp Toți banii se duceau pe antrenament De fapt nu existau antrenamente, existau doar competiții Pentru că strângeam tot ce puteam ca să ajungem no. la competiții la supermoto no. Și tot ceea ce am făcut, am făcut cu mari sacrificii uh, Și și acum facem cu Van fiecare antrenament, de aceea nu, nu mă vezi probabil în fiecare, la fiecare trec de la circuit, probabil că mă antrenez cel mai puțin dintre, dintre toți competitorii. Uh, și, și încerc să, să scot de best out of it, mai ales că vin din Timișoara, eu fac destul de studen, fac două ore și ceva până la Sebeș. Uh, și de la Sebeș facem 5 ore până aici. Iar mă întrebat, dar nu e nasol? Păi, bineînțeles că cheltui mult mai mult ca și alții, doar Bine. că când ajung aici e și chestia de dacă tot am venit până aici, uh, dau totul. Și... Pentru că asta de fapt face diferența între hobby și performanță. Hobby te dai când ai chef. Ha, astăzi plouă afară, na, nu mă dau cu motocicleta că plouă, știi? Dar noi trebuie să ne dăm, chiar și dacă nu ne place. Și a, asta e diferența. În orice condiții trebuie să și, să și performezi, nu doar să te dai. Tu ai undeva, in the back of your head, nu știu dacă să-i spun presiune, dar grija asta uh, legată de uh, aspectul financiar al sportului pe care îl practici? Când eram mai mic, nu mă gândeam așa de mult. Din fericire, l-am avut pe tata tot timpul aici să, să gestioneze aceste lucruri, și sincer, nu vreau să știu sumele. Uh, eu doar îi zic cam ce-aș avea nevoie, și el spune ce se poate și ce nu se poate. Uh, dar cu timp încep și o să mă gândesc și chiar na, el de multe ori zice, na, aia, dacă ai căzut, ai căzut, asta e, dar apoi mă gândesc că stai că nu, știu, e așa, dar nu e chiar așa, în sensul de, dacă aș face praf motocicleta, nu, ar fi o problemă foarte mare. Oricum, uh, la fiecare, după fiecare sezon, uh, ni ajungeam pe zero, măcar uh, ajungeam cu datorii foarte mari. Chiar uh, și acel campionat european a fost, uh, a fost pe pentru că se aruncau, a, ne ajutau unii cu, cu o anumită sumă și noi prindeam și ziceam, uite, o să fie și mai bine și mai bine și apoi se, se pierdea, pentru că un sportiv nu e de sus să ajuți odată, știi? Dacă exact. dai odat, e important foarte să ai ceva constant exact. și noi na, suntem optimiști din fire că altfel nu, nu rezist în acest sport <laughs> și ziceam, Au, o să fie și mai bine și atunci mai luam promuturi, mai luam promuturi și la final ajunge ajungea cu, nu știu, mii de euro pe care trebuia să-i dea înapoi și, și asta ne, ne punea piedici în dezvoltare. Și deja începem să avem mici probleme cu bugetul, deja anul ăsta, dar ne descurcăm. Facem cum am făcut până acum și văd că ne-a ieșit. Probabil că această legătură și această... Na, nu poți să-i ceri unui mecanic pe care nu-l cunoști. Un tată tot timpul o să te ajute mai mult și asta știu tot timpul, chiar dacă nu... nu, nu uneori poate nu mi se pare că el e cea mai bună decizie. Mă gândesc că oricum e cea mai bună decizie pe care o știe el să o ia exact. pentru că... nu Na, nu, în niciun caz nu ne dorim rău unul celălalt sau tot uh, să iasă cel mai bine. Ești lider la general. Și aici am puține emoții pentru că matematica mea e înfiorătoare. Nu știu cum am luat bacul la matematică, dar am luat o notă mare pentru mine. 8-80. Repet, pentru mine a fost surpriză, dar o să încerc. 75 de puncte? Da. Deci da. până aici am nimerit-o. Uh, față de 61 ale lui George Cațan, adică 14 puncte diferență, două etape rămase. Ce înseamnă asta? 14 puncte sunt destul de multe pentru două etape. O să vedem. Cu uh, siguranță al try to do my best. Și chiar aici mă întrebam de ce l-ai sărit pe Milan, că Milan este următorul. Uh, <laughs> Dacă vrei să, să dăm așa. Așa trebat. este. Ai dreptate. Foarte bună întrebarea. Uh, pentru că probabil cei care se vor uita vor, se, se, vor fi întrebat sau se vor fi întreba același lucru. Am făcut praf și gramatica limbii române. L-am sărit pe Milen pentru că în clipa în care și o să-mi permis să deschid Instagramul să-ți citesc de ce l-am sărit pe Milen. În clipa în care na, am aflat de accidentarea lui, au contactat echipa noastră pentru niște declarații, ne-a spus despre ce este vorba și a spus în felul următor. Sunt foarte multe mesaje, dar voi căuta mile. Uite cum sună accidentarea lui. Citez. Broken bone, missing bone, missing ligaments, missing a lot of skin, skin transplant, bone transplant and bone implant. Uh, în condițiile astea, nu știu, nu sunt expert în medicină, dar îmi vine foarte greu să cred că Milen mai poate reveni în acest sezon. La mână se întâmplă toată treaba asta. În clipa în care ai bone transplant, bone implant și broken ligament sau ce a spus el acolo, mă gândesc că nu ai cum să mai revii. Sigur, nimeni nu dorește rău nimănui. Din partea mea, dacă Milen ar reveni în septembrie ar fi extraordinar, dar mi-e foarte greu să cred că se va întâmpla lucrul ăsta. De fapt, de altfel, și el a spus același lucru. Și uh, e motivul pentru care, pe mine, dacă mă întreb, cred că bătălia pentru titlu se va da în ordine între tine și George Cațan. Vei merge la la siguranță, așa cum spuneai mai devreme? Mm, nu e nimic voi, anormal, voi, nu e nimic rău. Exact, voi merge cum mă simt mai confortabil. Și uh -huh. uh, acum... Mă, simț, mă, simțeam confortabil să scot un timp și mai bun, doar că au fost parcă una după alta problemele acum, au fost până ră. stat rău, uh, lipsă puțin de putere după, după treapta a treia, restart, când în sfârșit ajunsesem să, să conduc cursa din nou uh, și apoi... În turul de formare, la restart, ai avut o problemă? Da, da, a fost personal, am da, dat okay. drumul prea repede la Amreaș, Uh, și pe lângă toate astea am avut și un arm pump, cum n-am avut niciodată și nici n-am mai putut frâna cum trebuie și chiar ziceam, zic, hai, parcă Hai să parcă le explicăm nimic, și, nimic și oamenilor nu care nu se price foarte bine uh, ceea ce e acest arm pump sau cum simți, cum ai simțit tu lucrurile? Se pompează antebrațul foarte mult sânge și nu mai ai feeling, nu mai ai forță în sensul de nici nu mai poți să strângi pumnul. La, la, nu mai puteam să strâng pumnul la finalul cursei și maneta aceea trebuie să, trebuie să o strângem cât de tare, na. nu cât de tare putem, dar foarte tare și pe final ziceam ok, văd că s a obosit, ziceam tipul cursei, ok, o strâng cât de tare pot și o strângeam cât de tare puteam și la, la jumătate, simțeam că nu, nu, puteam să frânez și am zis ok, e o problemă destul de mare, hai să vedem cum, cum putem face și au fost mai multe tururi uh, decât o cursă normală, se pare că au fost cu trei mai mult, cred că tot a pornit din, Părea tuturor pilotilor a fost că a fost o decizie greșită, că s-a dat steagul roșu a cursei, și primul care mi-a zis că a fost o decizie greșită a fost chiar pilotul care a căzut. a zis că eu m-am ridicat în picioare, am zis că totul era ok, nu înțeleg nu de ce s-a uh, amânat. Nu vreau tot. să. Că nu e treaba mea să o ba din contră, treaba mea e să critic uh, și îmi place. Uh, eu am văzut cursa de sus, practic, mm. de pe clădire și am văzut locul în care a căzut Ponoran. Într-adevăr, el s-a ridicat și a plecat de acolo, motocicleta lui, în schimb, era pe, pe mm. circuit. Dacă exista prezența de spirit să se ducă toată lumea să tragă motocicleta de acolo, da, sigur, nu, probabil că nu trebuia arătat steagă, zi, steagă roșu. roșu. Însă voi intrasereți în primul viraj, mm -hmm. În clipa în care motocicleta abia căzuse uh -huh. acolo, voi ajungeți în locul în care a căzut ponoran în cât? În 40 de secunde, poate mai puțin? Era destul de riscant, uh -huh. pentru că, sigur, nu cred că era pe trasă, de fapt, sigur nu era pe trasă, dar nici nu poți risca lucrurile astea, așa că, repet, fără să iau apărarea, ba din contră, eu abia aștept motivele prin care pot să, să critic pe toată lumea. Uh. Hai să, hai să fac, fac, facem exercițiul pe care l-am făcut și cu, cu alți piloți care au venit la, la podcast. Eu am ales fix la întâmplare 5 capitole pe care o să te rog pe tine să le completezi cu nume ale piloților din Moto de la Stocomi. Un fel de cel mai bun la nu trebuie să te excluzi. De anul acesta? De anul acesta, din competiția actuală. Agresivitate. Milan și Marian Pivnicel. Ok. Strateg, strategie. Eu nu de și el este foarte bun. Bun. Talent. Mm, talent. Uh, jumătate din, dintre piloți. Oh, oh. Dacă nu erau talentați nu ajungeau până aici Ok, dar cel mai cel? Uh, îți zic când se termină sezonul <laughs> Ok uh, Frânări, frânări târzii, cel mai bun uh, Cred că Milan în primul, în primul viraj mai ales De aia și, și forțează foarte mult Și se întâmplă de multe ori greșeli Pentru el Defensivă, cine se apără cel mai bine? Mm. Până acum am reușit să-i depășesc cam aproape pe toți când am fost în spatele lor, nu știu ce să zic exact. Um. Mă trebuie să mă mai gândesc un pic. Te mai las până la <gătări> Mai, la la. mai lasă-mă puțin. Am văzut acum, spunem dacă greșesc, te plimbi, te-am văzut plimbându-te prin pedoc de, de câteva ori, te uiți pe la prin boxe, pe la, nu știu, pe la motociclete, vorbești cu, cu alți piloți, e o chestie care te ajută concret la ceva sau doar te deconectezi? Doar îmi place să vorbesc, mm -hmm. pentru că mă, împărțim aceeași pasiune și e o chestie foarte faină și de ce să nu vorbim, mie face plăcere. <laughs> MotoRC-ul e, nu știu, cea mai puternică întrecere cele moto din, din regiunea asta, însă anticipez că viziunea ta include și prezențe în, în campionate, în competiții europene și mai puternice. Cum arată planul tău pe termen mediu și lung din punctul ăsta de vedere? Noi am, și, am fi vrut să participăm deja în competiții externe, doar că problema este tot timpul cu bugetul. Vest, clar, arăta către vest cât mai înalt posibil. Nu nu ne-am gândit încă exact, exact sau da, ne-am întrebat, dar nu am stabilit exact un campionat pentru că sunt mai mulți factori la mijloc. Poate al pe Adria, poate CIF, poate campionatul de Anduranță poate multe, multe. Ai de unde alege, doar că trebuie să alege cea mai bună variantă pentru tine. Sunt sigur că le urmărești și na, cum îți știi nivelul mai bine decât oricine altcineva, crezi că ai fi competitiv în astfel de, de competiții, în orice ai pomenit tu mai devreme? Dacă ne uităm și istoric, vorbim la fiecare pilot, uh -huh. puțin sunt care au venit chiar din prima și au bătut toți și Hamilton, decât e la Mercedes și... 10 ani, nu? Cum se pare, Sau ceva de genul. Oricum, de mulți, de mulți. Uh, Subiectul Formula 1 cu mine. <laughs> uh, e la Formula știu, 1 -2. Știu că de foarte mulți ani la Mercedes și. Uh, și așa. Asta este, mi se pare, de fapt secretul. Chiar era la Supermoto. Țin minte acum, uh, cel mai bun pilot este Thomas Scharer, un francez, uh, care, în afară de Mauno Hermann, un finlandez, nu prea are rival de multe ori. Și s-a ținut o etapă de campionat mondial la Arad de Supermoto, înainte de 2010. Mai știu exact anul, 2006, parcă 2003, ceva de pe acolo. Și atunci el era pe locul 16. <laughs> și. Da, mulți dintre piloți uh, construiesc un rezultat bun prin, uh, prin participarea în sezoane, pentru că e foarte greu să. Să, să vii și din prima, din primul sezon să, să bas tot, primul sezon este doar de acomodare, de multe ori, și din, dacă ești foarte bun al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea. Sau da. dacă nu te numești Marchez. Da, da. da. nu Alex. Da. La, la MotoGP te uiți? Da, da, mă uit. Ce stil apreciezi? Alu, îmi place, îmi place foarte mult Marc Marchez și okay. m poate semănăm puțin pe stil în sensul că... Nu chiar, a, poate exagerăm puțin mișcările foarte mult, că și mie îmi place să merg cu cotul pe jos Pentru că sunt piloți care nu merg cu cotul pe jos și și ei sunt foarte rapidi, Dar uh, mie îmi place să să pun cotul pe jos, mi se pare că țin o cât mai dreaptă, mă ajută puțin Am și înțeles, exact deci nu mă. e o chestie de poze, e o chestie de feeling și de până la urmă răspuns al... Da, păi când, când era Marchez și Lorenzo uh, Mar Și... Implicit când se dădea Casey Stoner, Casey Stoner avea un stil foarte diferit față de Lorenzo, Casey Stoner derapa da. în permanență, îi plăcea foarte mult flat track-ul. Cele mai bune imagini pe care le-am văzut cu slow motion în cei sunt cu Casey Stoner la Laguna Seca, în virajul care dacă nu mă înșel, îi poartă numele acum, derapajul la e... Absolut din altă lume, ireal real ce și, se facea. Și Lorenzo mergea ca pe șine tot timpul. Nu, da, nu, exact. Se părea că mergea încet, nu exagera niciodată, nu era agresiv. Uh, și Este documentarul acela pe Netflix, Fulgere pe două roți, care narator este Brad Pitt și da. era o frază de acolo și spunea că asta este un lucru foarte ciudat de care, pe care mecanicii nu și-l pot explica cum doi oameni cu stiluri așa de diferite de abordarea virajelor pot să meargă la apropiere de mii de secundă, de sutim de secundă în circuit care atinge viteze de peste 300 la oră, de medie este de peste 150 km la oră și lungi de 4-5 km și diferențele sunt insesizabile ochiului exact. liber, și stilurile sunt foarte diferite. Da. de Asta parte partea frumoasă a acestui sport. Exact. Una dintre părțile frumoase. <laughs> uh, timp de altceva mai ai? Mm. Da, mai este timp, pentru că nu suntem chiar pilos de MotoGP. Dar, dar de ceva foarte, foarte serios, uh, nu, poate de hobby da, este timp și de hobby -uri. De plimbări, de, nu știu, la da, cu bicicleta, de mers cu motocicleta. De jucat, nu știu, pe PlayStation, pe calculator te joci? Da, da. Ce sunt să te joci pe calculator. Eu nu știu, cred că se mai joacă cineva pe calculator. Da, deci chiar acum am jucat când eram mic lor și, am, și am, acum am reînceput un pic să joc și zic, vai, doamne, unde? <laughs> chiar lor. Dar tot m a fost pasionat, Tatăl meu mi-a instalat jocuri pe calculator când eram mic și. Dar el niciodată nu, nu mi-a plăcut, chiar. Nu -a, a fost atrasat, dar mie mi-a plăcut și chiar am jucat toată seria Session Creed, toată. Chiar dacă am ajuns poate un pic bătrân să zic oh, uite, ultimele jocuri parcă au stricat un pic seria, mai aici a fost. Da, mi-a plăcut și. Și am avut norocul de a avea calculator de mic. Tai da, că mi chiar lucra în telecomunicații și așa, în acea perioadă, și. și a fost pasionat și el de, de laptopuri, de calculatoare. Acum, foarte greu să ții pasul, să fii chiar la modă cu toate lucrurile da. astea, pentru că evoluează foarte mult, dar. dar am avut și tot timpul. Mi-a plăcut să mă. Uit. De seriale nu prea am timp. Și, și filmele îmi plac foarte mult, cum a zis și mai mea. mi mm -hmm. Am uh, făcut un ATC-ul la București și foarte pasionată și probabil că mi-a indus și mie această pasiune, chiar uh, aproape chiar m-am uitat la toată lista MDB cu Best Movies, 3, ah, Top da? 350 Movies. Uh, Sunt top 3 din ce, top, aminte, 3. Din ce... Uh. top 3 aminte. Ce... E, un, e un film care Așa. e favoritul meu, nu prea știe lumea, de el cred că e Flawless din 99 Flawless. cu Robert De Niro și cu Hoffman. Sunt două... E un film și si mai cunoscut, Flawless, doar că mie îmi place cel din, din 99. Flawless, 1999, comedie comedie romantică, nu am no, auzit E cu Robert De Niro. Da, a. Yes, este cumva, dar... A, da, aceea, okay. com comedie romantică. Da, nu este chiar comic, nu pentru e. că este despre un... Un uh, fost, uh, nu știu cum era, fost ceva aproape de serie ACA care, okay. care are un atac cerebral și apoi trebuie să treacă peste problemele lui cum ar fi în viață, să înceapă să vorbească pentru că a avut un atac cerebral și și el este foarte conserva, conservator uh, și cine trebuie să-l înveți este de fapt Hoffman care este întravestit. <laughs> și, și, trebuie să tragă peste lucrurile acestea ca și cum să accepte situația în care și la început nu acceptă și așa. Deci îl recomand să-l trecem Eu îl la, la favorite. Mie mi-a plăcut foarte mult, deși nu este foarte bine. Este ok, doar că nu este cel, cel mai bun film cu Mie mi-a plăcut. Bine, și apoi, -ai cum să te iei după ce Și regizi, apoi, bineînțeles, îmi da, place Christopher Nolan foarte mult, regizorul, bineînțeles, seria La Bad ce Man. film am fost al lui recent și am plecat fără să înțeleg ceva? Am probleme foarte mari cu memoria, continuu. sau care, so, care l-a făcut acum? No, no, no. La, 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 la nu, nu, nu. Ăla nu m-am uitat eu. Așa, uh, uh, mai dă -ne, mai dă niște Tarantino prin stilul ăla lui cu violența aceea, dar într-adevăr m-am uit -am, -am uitat și eu am fost un cinematograf la Once Upon a Time in Hollywood și într-adevăr n-a fost deloc ceea ce mă așteptam, dar nimeni din ni sală nu s-a așteptat. Știi care e problema din eu. ce am înțeles? Pentru că și eu am fost la fel tot, în modul duc la cinematograf, la, la filmul ăsta am fost. Trebuia să faci temele pentru filmul ăsta da. sunt foarte multe lucruri din cultura americană și uh, din afara Cultul Charles Manson exact și lucruri și... pe care dacă nu le știai așa cum a fost cazul meu și înțeleg că și cazul tău nu prea puteai să te prinzi de niște treburi de prin film înțeleg de la oameni care erau la curent cu toată zona asta sau care știau despre ce e vorba și s-au pregătit înainte că filmul e extraordinar dacă știi toate chestiile astea, ca să poți să unești toate piesele alea de puzzle. Erau, ai văzut, erau niște lucruri în film care păreau să nu aibă nicio noimă, nicio logică, nu știai da, de unde așteptai, să le iei. ok, unde e violența, unde, unde este acțiunea și a fost în ultimele momente ale filmului și tot stăteai, așteptai, așteptai, chiar aveam momente intenționate de build-up, așa, care, care se disipau da, după. Ca să da, 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 e, e, Probabil e... a vrut și el să scoată ceva nou, că toți, toți vor, să, vor să ne reinventăm la un moment dat și... Din zona fantasy? Sau nu știu, în ce da, zonă se califică da, e, chestii de genul, uh, 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 nu știu... Uh, spre exemplu, eu sunt fan uh, stăpânii lor Lord, of, da, Lord sure. of the Rings, l-ai văzut? Da, da, de mai multe ori. Chiar uh, uneori îți uh, face așa un maraton de filme, să te Asta. uiți la Lord of the Rings și la Hobbit. La Lord filme, of the Rings la extended version, mare da, atenție da, da 4 ore filmul, ori 3, toată ziua. Da. Și Hobbit-ul mi-a plăcut foarte mult. Uh, interstellar mi-a plăcut foarte mult. Ok, bun, uh, bun. Da, sunt mai multe. Chiar. asta e cea mai grea întrebare. Care, care este, știu, și, știu. E așa, care e melodia ta preferată? Sau zim ce melodie îți plac acum și stai, stai <laughs> să mă uit de fapt în Spotify, stai să mă uit de fapt, nu, 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 mai ți, nu mai ții minte exact. Vlad, discutăm deja de o oră și mult timp, așa că pentru primul podcast împreună o să pregătesc încheierea. Încheierea care o să sune cam așa. Ne revedem pe circuit la mijlocul lunii septembrie. Eu am o problemă cu datele. Mario știe că am dat o grămadă de date greșite în acest podcast. Uh, I-am distrus zilele. Într-o duminică. Zi într duminică. O să într-o duminică de septembrie ca să fim safe. Urmează vacanța. Ce înseamnă pentru tine vacanța? Că nu o să însemne același lucru ca pentru mine. Uh, cu siguranță o să ne antrenăm pentru, pentru următoarea etapă. Însă o să vină și ziua mea. Vreau la să mă gen. bucur de ea. Mulțumesc. Mai durează puțin, dar da o să vină. Și. Moment de. de... să reflectăm ce, ce am făcut, ce trebuie să facem, și, și o să venim pregătiți, pentru că suntem aici să câștigăm titul. titlul. Deconectare totală nu există? Total. Există. Uh, există. place să. Mă duc prin, prin uh, munți. Prin munții, pară, chiar am fost ultima oară, mi-a plăcut foarte mult, așa, la un hiking. Și chiar, chiar, a fost o deconectare faină. Am, fost chiar înainte de Grecia și am, am, zis că vreau să văd zăpadă înainte să, să ajung la Grecia, la căldură. Dar surprinzător, aș și, a și dat cu grindină în Grecia după cursă și aș, a, și nins pe, pe autostradă puțin, deși erau 18 grade. A fost ciudat. Îți mulțumesc foarte mult. Sper să, să, ne mai revedem la, la podcast, pentru că vor fi foarte multe ediții până când o să înceapă lumea să nu ne mai suporte, în special pe mine. A fost Vlad Neaga. Ne vedem la următorul podcast. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.